A sosit momentul rubricii de modă, iar colega mea, Gabriela Ghizel, ne-a pregătit o ediție dedicată pantalonilor scurți. Cum îi alegeți în funcție de siluetă, dar și unde îi puteți purta, aflați acum. Vorbim despre cum alegem pantalonii scurți de vară în funcție de silueta noastră și pentru prima ținută ne-am oprit la... Gabi, prima ținută am ales-o pentru o siluetă cu un posterior mai bombat. Am ales pantaloni negri dintr-un material fluid, taman pentru a masca acest aspect și în plus am folosit o vestă lungă care să acopere suplimentar posteriorul. Al doilea aspect, să fim foarte, foarte atente la material. Dacă materialul este rigid, cum ar fi cel din blugi, încarcă silueta, îngrașă. Deci ne adaugă și mai mult volum. Purtăm imprimeuri? Putem să purtăm imprimeu, însă doar dacă este închis la culoare și are un print mărunt, cum ar fi, de exemplu, un pantalon bleu marin cu buline mici albe. De data asta vorbim despre pantalonii scurți care se potrivesc doamnelor cu picioare scurte și groase, nu? Da, și am ales pentru această conformație o pereche de pantaloni cu talie înaltă și nu doar talia este înaltă, însă este și foarte bine marcată. Totdeauna când vrem să creăm iluzia de picioare mai lungi, apelăm la talii înalte, atât la pantaloni cât și la fuste sau alte obiecte vestimentare. Creează înălțime. Tipologia asta de pantalon scurs tip bermudă avantajează foarte tare picioarele mai pline și mai scurte. Genul de pantalon care nu se potrivește deloc dacă avem picioarele scurte și groase? Aceștia sunt. În primul rând că au talia joasă și talia joasă nu creează efect de alungire, ba din contră. Picioarele vor părea și mai scurte, deci ne ferim de talie joasă. În al doilea rând sunt prea scurți și dezvăluie prea mult din picior. Pantalonii ăștia, am spune că i-am ales pentru o siluetă cu burtică. Da, Gabi, atunci când avem burtică, recurgem la orice fel de pantaloni, că sunt scurți sau lungi, care sunt lipsiți de detalii în zona de talie. Asta în primul și în primul rând. În al doilea rând, iarăși subliniez, alegem materiale fluide, subțiri, nu materiale rigide, nu materiale groase. Și în final, ce pantaloni nu putem să purtăm dacă avem burtică? Așa un model nu purtăm dacă avem burtică. Din... Deși sunt foarte în vogă, nu genul ăsta din stofița asta. Da, și arat... Tip Chanel. Da, sunt superbe, însă știi ce se întâmplă? Faptul că au detalii în zona de abdomen măresc în plus, faptul că materialul este rigid și nu fluid cum cei pe care îi ai, iarăși adaugă volum.